bine am regăsit la un nou vlog. Din păcate, aș ști bine titlul, am făcut accident cu Tesla după un an și jumătate de când am mașina și peste 40.000 de kilometri. A dat ghinionul peste mine și am făcut accident. O folosesc zilnic, așa că mai se întâmplă și din astea. V-am întrebat pe comunitate dacă vreți să vedeți un vlog în care vă explic ce s-a întâmplat cu accidentul și care este procesul de reparație, iar majoritatea mi-a spus că da, așa că m-am conformat. M-am gândit că ar fi un videoclip bun pentru cei care aveți Tesla sau vă doriți să vă luați Tesla, pentru că o să povestim în acest video și despre cum o să urmeze să repari o mașină și despre experiența mea de la serviciul Tesla din România, pentru că multă lume are frica atunci când bușește Tesla, bă, unde naiba mă duc cu Tesla? Mă duc în Viena, mă duc unde mă duc ca să o repar? Astăzi o să vorbim despre treaba asta. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și să dați acolo pe butonul de like. Hai să vă povestesc cum a mers totul. Tot a început într-o seară când aveam o întâlnire cu niște prieteni la o cafenea. Eu eram în drum spre cafenea, mai exact la Piața Sudului. Așteptam la stop să se facă verde. M-am așezat ca un om normal la coadă, stăteam așteptând să se facă verde, bine mersi, și dintr-o dată simt cum bum! Intră cineva în spatele meu. Noroc că am niște filmări pe Tesla, noroc că Tesla are opțiunea asta de a filma non-stop și poți să vă arăt niște filmări. Chiar ador chestia asta, pentru că orice se întâmplă în trafic pot să filmez și nu trebuie să-mi bat eu capul. Efectiv, mașina filmează non-stop în timpul traficului și când nu este în trafic, la fel când este parcată, filmează. Multe mașini ar trebui să aibă chestia asta. După ce am scos filmările și dau pe slow motion, pare că mașina accelerează în față, încercând să evite accidentul un pic. Am mai văzut Tesla în afară care au evitat accidentul în felul acesta, dar în același timp poate să fie doar pur și simplu din cauza impactului să se miște mașina în față, deși mașina era în drive și automat ține piciorul pe frână mașina. Nu știu exact care este explicația, aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii, a accelerat sau nu mașina singură încercând să evite accidentul. Revenind la subiect, eram în mașină și dintr-o dată, bum! În spatele meu. Mi-a luat o secundă, două să realizez că chiar a intrat cineva în mine și după aceea cobor la el, îl iau la întrebări, el salut, toate astea. Omul meu a intrat în mine fără să pună frână. A intrat în mine și deodată era surprins cum a intrat în mine. Nu avea viteză, băi, eu mă așteptam prima dată când am coborât din mașină să fi fost unul care a pus în ultima secundă frână sau avea viteză și nu a apucat să pună frână la timp. Ca explicația lui a fost, am lăsat-o pe liber. Și am uitat să mai pun frână. Ceva în genul ăsta, era atent, nu știu unde era atent. Era, se bălbea foarte mult, nu mai știu ce să mai zic, și îmi dau seama că pe moment nu mai știu ce să mai zici. Eram pe moment nervos pentru că, frate, putea să pună frână. Putea atât de simplu să pună frână. Și a intrat în mine. Da. Partea mai rară la momentul acela era că el intrase și voia să și plece, nu că nu i se părea că era așa rău. Bă, bosule, uite mai bine, dă cu mâna, că n-are nicio treabă, ai deformat-o un pic, ai toate alea, arată cum arată, zgâriată. Trebuie să facem o amiabilă. Când l-am tras pe dreapta, i-am făcut poză la asigurare, pentru că eram curios care este situația la care asigurare, și am mi-a zis că da, uite, mi-a arătat asigurarea, avea la Omnia Sig. Am zis perfect, super, e ok, e în regulă. Cum faci o amiabilă? Păi, nu aveam amiabilă mașină, nu aveam aplicație să pot să fac de pe telefon, și am zis că cel mai bine mă duc la un loc unde se fac acte de mașină și 100% nu scap eu vreun act din mână sau ceva în genul ca să fie vreo problemă. M-am dus într-un loc unde se fac acte, i-am dat locația, am așteptat acolo vreo 15 minute să vină, de am crezut că nu mai vine. Am completat rapid mai întâi la mine datele și după aceea la datele lui, el mi-a spus că de fapt asigurarea aia pe care mi-a dat-o mie înainte nu era valabilă de fapt. Și zic, ok, ai asigurare? Da, am asigurare, ok. Și îmi dă una pe telefon și la cine credeți că avea asigurare? Vă las în comentarii să ghiciți, vă las câteva secunde să ghiciți. Cred că ați ghicit, nu-i așa? Adică chiar nu este greu. A avut la Euroins. Priviți partea bună la toată faza asta, când s-a făcut accidentul nu era în insolvență și totuși eu când am văzut Euroins am zis, mamă, Euroins, știam deja că durează mult cu ăștia, că se mișcă greu, că e nașpa, că... Dar am zis, asta este, bine că are măcar asigurare. Bun, am făcut actele, în regulă am dat mâna și nu ne-am mai văzut. Următoarea zi am sunat la Euroins și m-am dus să îmi constate dauna. După aceea acolo mi-a făcut câteva poze și am primit un aviz prin care mă pot duce la serviciul Tesla din România, pentru că da, există un serviciu Tesla în România, nou făcut practic, care este aprobat de Tesla să-ți repare mașina. Am fost la serviciul Tesla unde am dat de niște oameni super de treabă și rapidă, adică n-a durat foarte mult, mi-au luat mașina, eu am trebuit să stau într-un loc special unde acolo stai bine mersi pe o canapea, scrie acolo serviciu autorizat Tesla, toate nebunile. A durat aproximativ 20 de minute și când m-am întors să văd mașina, mașina arăta așa.
Vedeți cumva vreo urmă de accident sau ceva? Pe moment am crezut, bă, ce au făcut, frate? Au reparat-o repede, au deja au șlefuit-o, au făcut toate astea. Nu, au curățat-o ca lumea. După ce am văzut că încă se mai văd niște chestii de daună și am zis, ok, am început să facă poze și concluzia lor a fost că trebuie înlocuită bara, că se putea și revopsi, dar era un pic deformată și am zis că cel mai bine este înlocuită, așa că a fost, decizia a fost să fie înlocuită bara și un spoiler mic de pe spate, negru, care și acela trebuie să fie comandat. Deci, în concluzie, au trebuit să dăm comandă de piese. Servisul a trimis o cerere către Euroins că trebuie să comande aceste piese, iar ulterior a primit aprobare de la Euroins că este în regulă. Și ce să vezi, am comandat piesele. Ce să vezi, următoarea zi, dimineață, primesc știre că a intrat în faliment Euroins, că intră în insolvență, că aoleu, ce se întâmplă, și eram, mamă, să vezi că stau, să vezi că nu mai primesc banii. Ideea este că în momentul de față am primit asigurări de la servisul Tesla că este în regulă, că nu este nicio problemă, dacă este o problemă o să trecem pe fondul de garantare, deci în momentul de față este ok. Să vă arăt și cum arată mașina pe view. Acum, unde e accidentul? Da, așa zicem mulți. E mișto că nu e așa de sesizabil accidentul ăsta. Nu îți dai seama că ar fi bușit în spate. Chiar a rezistat super bine la un accident în care nu s-a pus frână deloc. Este puțin deformat acest spoiler negru și bara este la fel deformată, dar mai mult pe interior și zgâriată. Este foarte greu sesizabilă, dar vedeți, este aici o zgârietură. S-a luat vopseaua. Inclusiv aici niște zgârieturi negre. Am rămas surprins cât de repede au putut să ajungă piesele pentru reparație, pentru înlocuire. Cei drept, bara deja o avea pe stoc, dar mi-au spus că în principal, în medie la Tesla, odată ce dau comandă de piese, durează în medie 14 zile. Dar asta înseamnă că poate să ajungă și mai repede, dar poate să ajungă și mai târziu. Depinde de cât de complicată este piesa, dacă este o piesă uzuală, gen o bară față, bară spate, ajunge destul de rapid sau este chiar în stoc. La mine a trebuit să comandăm acel spoiler mic de pe spate, negru, aproximativ o săptămână până jumătate să ajungă, ceea ce mi se pare un termen foarte ok. Cei de la servisul Tesla mi-au spus că pot să vin cu mașina chiar astăzi, dar eu am nevoie de mașină pentru weekendul următor, așa că am amânat eu până săptămâna viitoare la început. Nu prea pot să mă pronunț încă cu o concluzie la servisul Tesla din România pentru că mașina mea încă nu este reparată, dar din câte am auzit de la alți posesori de Tesla care au interacționat cu servisul Tesla din România, au avut niște rezultate ok, totul s-a văzut foarte bine la mașină după ce și-au reparat-o, deci nu mă aștept să fie probleme, dar o să vă țin la curent pe Instagram pentru mai multe detalii. Dacă mai aveți alte întrebări legate de acest subiect, lăsați-mi-le în secțiunea de comentarii. O să încerc să răspund la cât mai mulți. Eu am fost Andrei. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal, să dați pe butonul de like dacă v-a plăcut vlogul și noi ne auzim data viitoare. Vă pup! Ceau!